Iată-ne, estimați telespectatori, în partea a doua emisiunii Fotoliul cu Ghimpi, o emisiune interesantă astăzi. Invitații noștri de astăzi, domnul Laurențiu Nistor, președintele Consiliului Județean Hunedoara, și domnul Cristian Rezmăriță, senator PSD de Hunedoara. Vorbeam înainte de publicitate, de listele pe care PSD le propune cu candidați, firește, pentru Senat și Camera Deputaților, și rămăseserăm la Camera Deputaților. Vă rog, domnule. La Camera Deputaților mergem de asemenea o listă deosebit de bună, o listă cu oameni profesioniști, o listă cu oameni care, indiferent unde a fost numit, și a făcut datoria cu prisosință pentru cetățeanul județului Hunedoara. Lista este deschisă de doamna deputat Natalia Intoteru, este la al treilea mandat acum, ca și candidat. Fost ministru al românilor de pretutindeni, care, trebuie să spunem foarte clar, până la dumneai, nici un ministru al românilor de pretutindeni n-a reușit să facă pentru conaționalii noștri plecați peste granițe ce a făcut dumneai. Adevărul este că aici după ce a plecat de la minister, drept, ce a plecat de la minister, sute de telefoane sună: doamna ministru, de ce ne-ați părăsit, de ce, că nimeni nu ne mai bagă în seamă. Și vă dau un caz, cum îi bagă actuala putere în seamă pe cei din diaspora. Când au venit și au făcut cozi interminabile de kilometri, cozi de kilometri la graniță să vină în țară cu pandemia asta, cum i-a tratat acest guvern? Cu indiferență totală. Probabil credeau că nu mai au nevoie de voturile lor a diasporii. Iată că vine vremea când diaspora iară le-a fi bună pentru voturi, dar cred că o să-i refuze categoric. Continuă lista cu domnul Toma Ilie, este economist, inginer de profesie, actualmente deputat, un om care a fost director la Casa de Pensie a județului Hunedoara, un om care este cunoscut în tot județul și cred că nici o persoană, ca nici o persoană care a trecut pragul Casei de Pensie la Deva, la județ, nu a fost să nu fie lămurite, îndrumate corect de către directorul de atunci, domnul Toma. Continuăm cu domnul Sălan Viorel, care a fost senator și acum candidat la deputați, este funcționar MEAI, grad de general, disciplină până la Dumnezeu, un om care ori de câte ori, domnul Sălan, ori de câte ori a fost să pună osul la treabă, nu s-a tras nici măcar o clipă înapoi, la fel ca toți colegii mei. Și mă bucur și eu sunt mândru ce colegi am avut și voi avea. Noi tot colegi de partid rămânem prieteni, chiar dacă eu nu mai sunt în Parlament. Continuăm, locul 4, Helgiu Nicolae Marius. Este profesor la Universitatea din Petroșani. Oameni, iată că, din toate sferele de activitate. Din nou, un om de cultură, domnul Olaru Ovidiu Andrei, care toată lumea știe cine este, este director la cultură la noi, la județ. Doamna profesor Hurgoie Luminița, o profesor de excelență, aș putea spune, și cât timp a fost și director, vreau să spun că părinții regretă că nu mai este director. Asemenea oameni trebuie să avem pe listele noastre. Domnul Rus Lucian Ioan, director comercial, este jurist de profesie, un băiat tânăr, de perspectivă, un băiat care totdeauna spune așa: domn președinte, vin la partid oricând, îmi las problemele de acasă, dar vin să lucrez pentru partid. Asta este bine și nu pentru partid, ci partidul care trebuie să rezolve problemele cetățenilor din județul Hunedoara. Asta este un lucru deosebit. Și nu în ultimul rând, domnul Pârvuță Gabriel Ionuț, tot de profesie inginer, din Valea Jiului, de la Vulcan, un om tânăr, un om deosebit, un om de perspective. Iată că lista Partidului Social Democrat, fără teama de a greși, este una dintre cele mai bune liste pe care un partid care intrăm în competiția electorală o poate prezenta. De aceea am curaj să o spun că vom câștiga 4 deputați și mi-este teamă când spun treaba asta pentru domnul Heiuș, că nu va pronostic. Da, sigur că da. Și nu numai pronostic, este și ambiție. Și știți dumneavoastră foarte bine, eu când îmi pun ambiții personale pentru a munci în folosul cetățeanului, o fac și cetățenii ne respectă ca atare. Sigur că da, dacă luăm noi 4 deputați, o să am o problemă pe suflet, așa că nu o să mă intre domnul Heiuș de pe locul 2, de la PNL. Și o să vă pară rău?
Nu o să-mi pare rău că mă văd mai des cu el în județ. Da. Domnule Răzmăriță, dumneavoastră sunteți senator, candidat la încă un post de senator. Nu o să vă cer un program electoral acum, pentru că nu putem, nu ne permite nici legea, dar... Noi îl putem. Scuzați-mă. Vă rog. Noi îl putem spune. Da, e nu ne permite legea. Așa da, că care credeți să nu se înțeleagă, să nu se înțeleagă că nu știm... Că nu-l aveți. Deci îl aveți deja. Avem un program de guvernare cu care 100% vom lămuri cetățenul în județul Hunedoara să ne voteze. Păi nu mai sunt cât nici două săptămâni până la campania electorală, da, vom afla atunci. Dar care ar fi totuși principalele priorități sau principalele nevoi ale județului Hunedoara, din punctul nostru de vedere, ca senator? Bine, acum programul nostru de guvernare să se referă la nivel național. Nici nu va fi un program secret așa de care să nu știe nimeni, dar vom face în așa fel, există o ordine de partid și la un moment dat, începând de la București și în toate județele, vom ieși și vom prezenta în mod unitar acest proiect peste tot, pentru ca cetățenii să aibă cunoștință de ceea ce dorim să facem. Eu am și spus-o la începutul emisiunii, este foarte important să spunem ce am făcut până în momentul de față și dacă îmi permiteți eu să încep cu acest lucru, pentru că sunt foarte multe lucruri bune pe care le-am făcut împreună cu colegii mei și de asemenea este foarte important ce dorim să facem în momentul în care v-am spus dacă cetățenii ne dau votul și obținem un alt mandat. Dacă îmi permiteți, aș dori să vă spun, nu știu, ca o retrospectivă a ceea ce s-a întâmplat pentru mine personal și echipa PSD în ultimii 4 ani de zile, doar marea reușită pe care am avut-o în urmă cu câteva luni de zile, legea 163 din 2020, dau și numărul ei pentru că cei care beneficiază de ea o recunosc și știu despre ce este vorba, și anume, cum dumneavoastră știți foarte bine, legea prin care multe persoane care au locuit în zonele poluate pot să iasă la pensie cu 2 ani de zile mai devreme decât vârsta standard de pensionare, fără să fie penalizați. Este o inițiativă legislativă la care am lucrat împreună cu colegii mei din Partidul Social Democrat. Fără niciun fel de supărare, vreau să vă spun și dumneavoastră și celor care ne privesc poate din această parte a județului. Eu inițial am gândit acest lucru. Da, dar eu mă refer pentru că se aplică și în această parte a județului și o să vedeți de ce scot în evidență acest lucru al județului Hunedoara, da? Pentru că ne privesc și alți cetățeni din alte județe. Inițial eu am demarat această procedură legislativă pentru cetățenii din Valea Jeiului. Adică posibilitatea ca ei să iasă cu 2 ani de zile mai devreme la pensie fără să fie penalizați. În urma unor amendamente ale colegilor mei, printre care și domnul Nistor, care este prezent astăzi aici în studio, Intotero, Toma, Sălan fiind senator, în momentul de față, am făcut în așa fel încât pe această lege pe care am inițiat-o noi, 80% din populația județului Hunedoara să poate ieși la pensie cu 2 ani de zile mai devreme decât ceilalți locuitori din alte județe ale României. Eu cred că este o chestiune foarte interesantă, foarte bună. Faptul că locuitori din Deva, unde ne aflăm astăzi aici în studioul dumneavoastră, de la Hunedoara, de la Orăștie, de la Brad, din niște comune din jurul lor, din toată Valea Jiului, pot să iasă mai repede cu 2 ani de zile la pensie fără să fie penalizați pe o muncă a Partidului Social Democrat și a noastră până la urmă. Cred că este o realizare și un singur exemplu am reușit să vă dau până în momentul de față, cu care nu se poate lăuda absolut niciun politician dintr-un alt partid în momentul de față. Să aibă o astfel de inițiativă cu impact atât de mare, aproximativ 80% din populația din județul Hunedoara va ieși la pensie pe această lege 163 făcută de noi. Sigur, este toată Valea Jiului, 80%. Doar zona Hațegului este puțin dată la o parte și niște comune de aici din jurul Devei care nu au avut poluare, dar în rest gândiți-vă, Valea Jiului este prinsă toată, 3 orașe și 3 municipii, Deva, Hunedoara, Orăștie, Călan, Brad, am zis încă 5 orașe sau municipii, plus niște comune de aici din zonă. Rămâne practic zona Hațegului neafectată în mod pozitiv, să zic, pentru că nu am avut o industrie minieră sau siderurgică acolo și n-am avut cum să introducem această zonă, dar în rest 80% din populația din județul Hunedoara iasă pe această lege. O chestiune pe care am făcut-o împreună cu toți colegii din Partidul Social Democrat și dacă colegii mei nu depuneau niște amendamente, ieșeau doar cei din Valea Jiului, ca să fim bineînțeleși. Deci astăzi cineva iasă la pensie la Deva cu 2 ani de zile mai devreme, pe un amendament făcut și de Intotero, de Toma, de Nistor și de Sălan, la o inițiativă pe care eu am demarat-o acum vreun an de zile, un an și ceva. Deci sunt lucruri foarte importante pe care le-am făcut. Sunt, dacă discutăm tot de pensii, pensiile celor care au lucrat în grupele speciale, grupa 1, fie că vorbim de minerit Valea Jiului, fie că vorbim de siderurgie aici în partea asta, la alta județului, care au pensii recalculate în ultimii ani, ca urmare a unor inițiative legislative pe care tot noi le-am făcut, echipa PSD Hunedoara,
Și vreau foarte, foarte pe scurt să vă spun de legea 155 din 2016, care a calculat din 2010 până în prezent tot ceea ce înseamnă grupa 1 de muncă. Deci a recalculat, atenție, între 2010 și 2016, inclusiv la Hunedoara, la Călan, foarte multe pensii. În Valea Jiului mult mai multe, pentru că acolo aproape toți au lucrat în grupa 1 de muncă, fiind mineri, bărbații, în mare majoritate. Dar și legea 221 din 2018, care a recalculat tot din 1990 până în 2010, atenție, pentru cei care au lucrat în grupe speciale, grupa 1 de muncă, grupe speciale, cum se numesc acum. Deci sunt lucruri pe care noi, echipa PSD Hunedoara, le-am făcut și care au afectat în mod pozitiv zeci de mii de oameni. Nu pot să nu vă întreb, că veni vorba de pensii. Cum rămâne, domnule, cu pensiile, cu alocațiile? Înainte de a vă răspunde cum rămâne cu pensii și alocații, se naște o întrebare la ceea ce colegul meu Cristie a spus și foarte bine și spus exact pe lege. Nu mai merge cu povești, că am dat legea să se înțeleagă omul. Se naște o întrebare, domnul Simion. Cu ce tupeu merg parlamentarii care candidează... Acum, dacă mi-o puneți mie, eu nu o să pot să vă răspund. Pentru că se audă că se audă cetățenii, din cei care ne votează, din județ. Ce tupeu pot avea candidații de la PNL când o să meargă într-o localitate oriși unde, unde se aplică legile pe care Cristi le-a spus și se întreabă, voi de ce nu le-ați votat? Nu le-au votat, domnul Simion, fiindcă nu sunt cu sufletul pentru cetățeanul județului Hunedoara și, în general, pentru cei care au avut condiții foarte grele de muncă. Nu le-au votat. Nu le-au votat. Nu le-au votat. Inclusiv parlamentarii din PNL, Organizația Județeană Hunedoara. Și atunci mă întreb, acum nu mai pun altă... Zicea doamna Carmen Rău că a nășit și ea legea asta, că e alea. Și n-a votat-o. Deci dacă vă spunem că n-a votat acum acest moment, asta este. Au refuzat să voteze. De ce? Fiindcă la o comandă politică, nu poți la o comandă politică să votezi în detrimentul cetățeanului care te-a trimis în Parlamentul României. Deci asta este. Vorbim de legea pensiei, a spus dumneavoastră o întrebare. Sigur, o întrebare care v-aș răspunde tot cam printr-o întrebare și eu. Ce ar fi însemnat ca PSD-ul să fi fost la guvernare să nu pună în aplicare legea pensiilor, în care s-a stabilit foarte clar că punctul de pensie de la 1 septembrie 2020 să fie majorat cu 40%. Ei iată că nu au făcut asta. Dar ce să mai spunem de punctul de pensie? Dacă n-au fost în stare nici măcar să dubleze alocația de stat pentru copii, și stimați cetățenii ai județului Hunedoara, să știți că cei care candidează astăzi de la PNL au contribuit la treaba asta. PNL-ul a contribuit la treaba asta în mod negativ, adică nu au votat nici legea pensiilor, nici dublarea alocațiilor de stat pentru copii. Nu ne vom lăsa, Partidul Social Democrat, nu ne vom lăsa, în continuare vom face toate demersurile necesare pentru ca legea trebuie respectată. Și cred că trebuie să ne obișnim odată pentru totdeauna. În România, legile care sunt bune trebuie respectate și date. Fiindcă Curtea Constituțională a spus foarte clar că legea unitară a pensiilor este o lege constituțională. Președintele Iohannis a promulgat legea în 2019 și atunci, din nou, o întrebare. Dacă era o lege neconstituțională sau neaplicabilă sau nu era o lege bună, de ce a promulgat-o președintele României? Numai pentru faptul că era în campanie în 2019? Să ne uităm în spate și să ne gândim că tot ceea ce facem se întoarce împotriva noastră dacă lucrăm împotriva cetățeanului. Domnule senator, când aveți audiență și vă caută oamenii, care sunt problemele cele mai frecvente cu care vă întâlniți? Eu am audiențe în fiecare zi. Deci eu nu mai fac audiențe din astea clasice în care, nu știu, am joi audiențe de la, nu știu, de la 11 la 1, pentru că nu pot să fac așa, pentru că volumul e foarte mare. Și practic audiențele pe care le țin în mod permanent, în mod continuu, la birou, pe stradă, unde mă duc, la sediul, nu știu, județean al partidului, peste tot. Deci eu nu refuz niciun om, încerc să mă întâlnesc cu el și să aflu problema lui. Nu știu dacă pot să o rezolv întotdeauna, pe loc. Deci ca să rămânim cu audiențele. Eu nu am zis de audiențe, toată activitatea mea poate să fie, nu știu, analizată sau explicată ca o audiență generală în care fac acest lucru în continuu. Problemele sunt foarte variate, foarte multe. Depinde, într-adevăr, foarte mult și de partea județului în care te afli.
Pentru că, să știți, sunt totuși, deși județul este un județ nu atât de mare, un județ destul de mic, destul de strâns, în 100 și ceva de kilometri ieși dintr-o extremitate în alta, sunt totuși probleme care sunt și comune, dar sunt și probleme care sunt, care sunt diferite. Spre exemplu, în zona Bradului, spunea domnul președinte Nistor, avem acea problemă a căldurii, care este foarte, foarte importantă pentru cetățenii de acolo. Primarul Cazacu se zbate în fiecare an. Datorită, și trebuie să spunem acest lucru, probabil unor audiențe, să le zicem, ținute, nu știu, de domnul Nistor, de domnul Cazacu, statul român a început și duce magistrala de gaz la Brad și într-un interval de timp rezonabil oamenii se vor putea încălzi folosind. Da, Cazacu, mai sunt... Nu știu să vă spun cât mai sunt, dar nu am fost pe teren și nu știu acest lucru, dar știu că se lucrează într-un ritm foarte bun. Spre exemplu, în Valea Jiului sunt alte probleme. Sunt foarte mulți oameni care iasă la pensie la 45 de ani lucrând în minerit și există probleme specifice pentru cei de acolo. Am probleme legate de turism. Straja Parâng, în partea asta a județului la Hunedoara, Castel, zona Orăștie. Deci sunt foarte multe probleme, foarte, foarte variate, însă este foarte clar. Fiecare om are o problemă și problema lui este cea mai importantă din lume pentru el. Deci, haideți să o discutăm. Eu, dacă am o problemă, pentru mine, problema mea este cea mai importantă din lume, indiferent de domeniul, nu știu la care se referă, și încerc să tratez problemele oamenilor în acest sens. Maxim 4-5 minute de emisiune mai avem. Zbur. Repede, repede. Da. Vedeți ce frumos a spus Cristi. Eu nu mai țin audiențele clasice. Este normal. În momentul în care te interesează cetățeanul care ți-a acordat votul, să nu-l chem doar la audiențe sau când ești planificat, să stai de vorbă în momentul în care te întreabă. Eu, de exemplu, dacă vin, am înșazimat, de la Consiliul Județean până la partid, că am avut o problemă la partid. Vreau să vă spun că cel puțin cu 20 de oameni m-am întâlnit și spuneam, domn președinte, vă felicit că ați devenit președintele Consiliului. Când pot să mă înscriu la dumneavoastră în audiență? Și nu. Am scos o coală de hârtie din buzunar, spune-mi cum te cheamă, spune ce probleme. Și o să-l sun, eu personal o să-l sun, să-i spun, uite, așa se rezolvă problemele. Dar credeți că o să puteți face asta tot? Da, o facem. Fiindcă o să-mi iau niște consilieri, o să facem. Fiindcă dacă nu stai de vorbă cu omul, când dorește bietul omul, că nu-ți vine la omul ăla de plăcere sau nu știu ce să vadă pe președinte. Vine că sunt niște probleme. Sau vine de la o distanță oarecare. Eu să spun că nu este zi de audiență. Nu se poate așa ceva. Trebuie să stai de vorbă cu cetățeanul atunci când vine la tine. Și vor înțelege. Cum ați găsit Consiliul Județean? E greu de a spune cum l-am găsit, dar am găsit biroul liber, acum sigur că nu era nimeni să... Au început să vă caute primarii deja? Nu, aș fi nedrept să spun, este prima zi, am intrat în birou, sigur că automat au venit mapa cu semnături care nu sunt străini, am mai fost 6 luni de zile președinte de Consiliul Județean și știu ce înseamnă administrație, am mai fost 18 ani de zile și primar, probleme sunt, dar trebuie să luăm problemele din mers. Veți face vreo schimbare acolo, în instituție? V-ați gândit la... Nu vin cu idei preconcepute. Vreau să am o analiză cu toți colegii din Consiliul Județean, să vedem fiecare cu ce se ocupă. Ceea ce pot să vă spun că problema prioritară pentru mine este sănătatea. Problema prioritară pentru mine este sănătatea și este urmată de atragerea de proiecte și de atragerea de fonduri europene pentru tot ce înseamnă infrastructură în județul Hunedoara. Cine crede că numai din bugetul propriu se pot face lucruri deosebite care sunt necesare să fie făcute într-un județ, se înșeală. Trebuie să facem tot ce este posibil, să facem proiecte europene pentru atragerea de fonduri europene și astfel putem să dezvoltăm județul. Sunt investiții foarte bune începute de noi. Și ceea ce mă bucură, am găsit, pentru mine nu este o noutate. Într-adevăr, am găsit județul total schimbat față cum l-am preluat în 2016. Dacă în 2016 nu am găsit nici măcar un proiect care să-l continue mai departe lăsat de fosta conducere, astăzi sunt 10 de proiecte pe care trebuie să le continui, să le terminăm, să le implementăm și multe care încă sunt în faza de studiu de fezabilitate, prefezabilitate, dar sunt pornite. Asta înseamnă că Partidul Social Democrat a pus oameni care se poate baza cetățeanul pe ei și care își fac datoria pentru cetățean.
Vorbeați ceva mai înainte de sănătate, nu știu dacă ar fi cazul sau nu, să amintesc în emisiunea asta, dar a fost colegul dumneavoastră și știu că s-a întâmplat o nenorocire și PSD-ul și... Da, din păcate, o veste foarte tristă și parcă, așa, culmea, azi dimineață, prima acțiune care am avut-o azi dimineață la Consiliul Județean a fost următoarea. La ora 8.30 am rugat, eu nu dau dispoziție. Am rugat pe domnul director de la DSP, am rugat pe domnul subprefect, am rugat pe directorul, managerul Spitalului Județean, pe șefa de laborator, au venit la mine, i-am servit o cafea și efectiv am discutat despre problemele de sănătate, mai ales în această perioadă deosebit de dificilă. Sigur că după ce am terminat discuția, am aflat tristă veste că colegul nostru la 50 de ani a decedat din cauza COVID-ului, Dumnezeu să-l iert, să-l odihnească și este trist. Și de aceea, cred că trebuie să impulsionăm și mai mult problema în sănătate pe acest sector. Dacă am discutat-o cu colegii din domeniu, să putem să mărim numărul de 4 la ATI, fiindcă la ora actuală, în DEVA și în județ, nu mai există un loc la ATI. Acum câteva zile am fost nevoit să dăm telefoane în alte județe să ne primească câte unul. E destul de trist și se pare că multă lume nu mai realizează sau ia în derâdere deja acest aspect. Nu trebuie luat în derâdere, trebuie dar o atenție deosebită. Cât se poate de serios. Domnilor, pe final de emisiune, ce le transmiteți pe rând? Vă rog, și o să încep cu domnul Răzmăriță, celor care ne-au privit până în acest moment la cameră. Eu încă o dată doresc să mulțumesc pentru faptul că foarte mulți cetățeni din județul Hunedoara au dat un vot înspre candidații Partidului Social Democrat. Vreau să vă spun că cei care au fost aleși pe anumite poziții de demnitate publică vor face, din partea PSD, bineînțeles, vor face în așa fel încât să nu dezamăgească. Sunt foarte bucuros că, despre faptul că candidații ai noștri pentru anumite primării au obținut scoruri extraordinar de mari, de peste 70%, chiar în orașe, chiar în municipii, ceea ce este foarte complicat de obținut ca scor. Înseamnă că și-au făcut datoria foarte bine în ultimii 4 ani de zile și populația a ales să vină alături de ei în proiectul pe care dânsii l-au început, l-au demarat în fiecare localitate unde dânsii au candidat și pe care dânsii poate că au și condus-o până în momentul de față ca primar. De asemenea, doresc să mulțumesc pentru Consiliul Județean, să-l felicit pe colegul Nistor. V-am spus și data trecută, în campania electorală, colegul Nistor nu avea nevoie să fie promovat de mine, de noi, nici în momentul de față nu are neapărat nevoie să fie felicitat de mine sau de altcineva. Însă este un lucru bun faptul că dânsul a ajuns pe poziția de președinte al Consiliului Județean, dar vă spun, mi-aș dori foarte mult ca la alegerile parlamentare, atât eu, cât și echipa de candidați pe care o avem noi, să explicăm foarte bine populației din județul Hunedoara ce dorim să facem, pentru ca cei care poate că nu ne-au votat la alegerile locale să vină și ei alături de noi și să creștem scorul partidului. De ce nu? Mulțumesc, domnule Nistor. Încă o dată vreau să mulțumesc din suflet tuturor cetățenilor din județul Hunedoara care s-au prezentat la vot, indiferent de modul în care au votat. Este bine, este un drept constituțional al cetățeanului să se prezinte la vot și vreau să-i asigur pe toți cetățenii în județul Hunedoara că să aibă încredere în lista pe care Partidul Social Democrat a depus-o pentru Camera Deputaților și Senat și sunt convins că așa cum timp de 12 ani de zile, cât am fost și eu parlamentar, Cristi, la fel, 12 ani de zile, și colegii care vor continua munca în Parlament din partea Partidului Social Democrat vor avea un singur scop. Problemele cetățenilor din județul Hunedoara și vă asigur că se ocupă de ele. Domnilor, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Vă doresc mult succes pe mai departe, cum le spun de altfel tuturor celor care vin în studio și de a căror trai mai bun, mai rău, nu, depindem noi, cetățenii. Să fie cât mai bun. Să fie cât mai bun, da. Stimați telespectatori, Laurențiu Nistor, președintele Consiliului Județean Hunedoara, a fost invitat la fotoliul cu ghimbi, împreună cu domnia sa, domnul senator Cristian Răzmăriță, care este și președinte executiv al PSD Hunedoara. Sunt Adrian Simeonu, vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți în continuare alături de Capital TV, numai bine!